Doamnelor și domnilor, alături de noi în studio se află domnul Pîșoc Ferenc, președinte al Alianței pentru Unirea Românilor, filiala Sălaj, căruia îi spunem bine ați venit în studio. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația. Vom aborda un subiect fierbinte, acela al protestului disperat al crescătorilor de animale în județul Sălaj, mai exact în comuna Surduc. Fermierii din zonă s-au adunat pentru a participa la protestul laptelui. Oamenii sunt nemulțumiți, deoarece firmele procesatoare de lapte nu vor mai ridica laptele de la ei începând cu data de 1 aprilie. Tocmai din cauza acestui refuz, fermierii s-au adunat în localitatea Surduc, din județul Sălaj, unde au stabilit să golească cisterna. Aceasta conținea peste 6500 de litri de lapte strânși în ultimele 24 de ore. Fermierii au decis să deverseze laptele colectat în semn de protest pentru imposibilitatea acestora de a-l valorifica. Haideți să vedem împreună câteva imagini înregistrate la fața locului, imagini pe care ni le-a pus la dispoziție președintele filialei Sălaj a Alianței pentru Unirea Românilor, domnul Pîșoc Ferenc. Astăzi, 29-a, suntem aici la Surduc, unde s-au adunat fermieri în vederea aruncării laptelui, din motiv că nu au unde să-l mai proceseze și unde să-l vândă. Asta se întâmplă datorită legilor în vigoare, care îi protejează, să zicem așa, de corporatiști, iar de țăranul român nimeni nu se mai interesează. Este obligat să-și arunce laptele datorită faptului că nu are loc de desfacere. Vedem aici grupul fermierilor din zonă. Și o mică parte din fermă. O fermă care datorită legilor actuale este nevoită toată cantitatea de lapte ce o procesează să o țină pe stoc până în momentul în care aceasta, bineînțeles, expiră. Și deznodământul este acesta. Cantitate acumulată și vărsată.
Așadar, doamnelor și domnilor, disperați că muncesc zi lumină și câștigă din ce în ce mai puțin, crescătorii de animale din Sălaj și Maramureș au aruncat miercuri la gunoi mii de litri de lapte. Aceștia spun că preferă să renunțe la animale și că le-a ajuns cuțitul la os, pentru că statul nu îi susține financiar suficient, așa cum fac alte țări. În tot acest timp, noi cumpărăm de la magazin lapte unguresc sau polonez, al cărui preț crește pe măsură ce intervin procesatorii și comercianții. S-au dus, se pare, vremurile în care România exporta lapte în toată Europa. Acum fermierii români se luptă cu falimentul. Un bărbat are 100 de vaci și colectează zilnic în cisternă aproape 1000 de litri. Ce credeți că ar trebui făcut în acest domeniu, domnule președinte? Da, ar trebui să găsim soluții în vederea procesării laptelui și cărnii provenite din fermele românilor prin secții de procesare proprie și corelarea legilor în așa fel încât produsele finite să beneficieze de o desfacere pe piața locală cât și pe cea națională. Ar mai fi și sprijinirea prin consultanță în vederea obținerii fondurilor europene pentru a dezvolta mici fabrici de procesare a laptelui în comunitățile în care sunt asociații de fermieri. Iată că soluția pare a fi suficient de viabilă, domnule președinte. Într-adevăr, posibilitatea procesării laptelui direct la fața locului cred că ar fi un ajutor pe care românii îl merită, un ajutor pentru producția românească de lactate. Pe de altă parte, pe o piață liberă și fără subvenții care să-i ajute cu adevărat, crescătorii de animale au pierdut practic lupta cu laptele din import. În alte țări, fermierii își permit să vândă ieftin pentru că primesc ajutoare mai mari din partea statului. Date statistice arată că, deși România are un potențial enorm, sectorul zootehnic nesusținut eficient de stat este la pământ. România importă anual peste 200 de milioane de litri de lapte, în general de la unguri, de la cehi, de la nemți și polonezi. Care este mesajul pe care îl transmiteți celor care pot interveni în acest moment pentru a-i sprijini real pe producătorii români, domnule președinte Pușoc Ferenc? Da, mesajul meu ar fi acela de găsirea unor soluții în comun cu fermierii români, pentru că ei sunt adevărații beneficiari acestor soluții și identificarea celor legi pozitive în ceea ce îi privește, în vederea susținerii acestora și totodată revitalizarea acestui sector, atât de batjocorit putem spune. Mesajul meu ar fi către guvernanții țării, acela de a găsi soluții în comun cu fermierii români, adevărații beneficiari al unor legi care să îi ajute în vederea susținerii muncii acestora. Și totodată revitalizarea acestui sector atât de batjocorit, deși, după cum știm și bănuiesc că și guvernanții noștri știm, ar trebui să știe că de mâncare nu avem voie să ne batem joc atât timp cât ne considerăm un popor creștin cu frică de Dumnezeu. Așa este, de mâncare nu avem voie să ne batem joc atâta timp cât ne considerăm un popor creștin. Este un mare păcat să ne batem joc de mâncare și este adevărat, consultarea cu producătorii cred că ar fi cea mai importantă în momentul în care decidem să inițiem anumite legi. Mă refer aici la parlamentarii care pot să facă acest lucru și nu în ultimul rând la cei care conduc guvernul și care ar trebui deja să aibă informații complete despre aceste neajunsuri pe care producătorii români le au. Anual în țara noastră avem o producție de aproximativ 1 milion de tone de lapte. Potrivit Eurostat, țara noastră este pe ultimul loc la producția de lapte pe cap de vacă. În același timp, consumul de lapte a crescut în ultimii ani, din 2015 până în 2020, cu aproape 10%. În acest context, anul trecut,
au fost totuși importate 100.000 de tone de lapte, față de 1989, când lucrurile stăteau total diferit. Importurile de lapte au crescut de peste 25 de ori. Revenind la producție, 5 țări din Uniunea Europeană, țări care au știut să-și protejeze producătorii și până acum, se află în primele 20 de state la nivel mondial. Germania produce 33 de milioane de tone de lapte, ceea ce înseamnă aproximativ 400 de litri pe cap de locuitor. Franța se află pe locul al doilea, cu 25,5 milioane de tone și o producție pe cap de locuitor de 390 de litri de lapte. Iată așadar doi mari procesatori de lapte la nivel european care au știut ce trebuie să facă și și-au sprijinit producătorii. Nu este de neglijat nici Polonia, care este pe locul 3, cu 14,2 milioane de tone de lapte pe an. Sprijinul pentru crescătorii de vaci este mult mai mic în România față de alte țări. La noi, guvernul a aprobat o schemă de ajutor care prevede a fi alocați 73 de euro pe animal. În Bulgaria, de exemplu, se acordă 189 de euro pe bovine adulte, iar în Ungaria, vecinii noștri aici foarte aproape, anii trecuți fermierii primeau 700 de euro, atenție, 700 de euro pe animal. Cum vedeți aceste discrepanțe, domnule președinte, și care credeți că ar fi soluția pentru rezolvarea acestei situații? Da, din punctul meu de vedere, soluția ar fi ca întreaga clasă politică acum, în al 12-lea ceas, ar trebui să dea dovadă de un adevărat sentiment de patriotism și să nu mai mimăm falsul patriotism, având în vedere că avem exemple concrete de la țările din jurul nostru, unde conducătorii acestora au înțeles că singura soluție de a salva națiunea este implicarea cu adevărat și sprijinirea propriilor cetățeni și afacerile acestora. Așadar, doamnelor și domnilor, iată că există soluții, există atunci când ești cu adevărat interesat de proprii cetățeni, atunci când reușești ca și, știu eu, ca și politician, ca și clasă politică, să te apleci cu atenție asupra nevoilor reale pe care România le are și să reușești, așa cum reușesc vecinii noștri, să sprijini cu adevărat producătorii, pentru că de aici pleacă totul, de la lipsa sprijinului. Este o diferență enormă între vecinii noștri maghiari și noi românii. De aproape 10 ori este mai mare subvenția în Ungaria față de România pentru pe cap de animal. Tocmai de aceea cred că acest protest pe care producătorii români l-au făcut, pe care fermierii l-au strigat în gura mare, acest gest cumplit de a deversa practic peste 6500 de litri de lapte ar trebui să fie un real semnal de alarmă și ar trebui ca în sfârșit să ne trezim și să ne protejăm așa cum se cuvine. Să sperăm că lucrurile se vor îndrepta și mesajul fermierilor nu a fost în zadar. Vă mulțumim pentru prezență, domnule președinte Piusoc Ferenc, și sperăm să ne țineți la curent și cu următoarele evenimente pe care le veți mediatiza, să spun așa, pentru că, iată, a fost un sprijin faptul că ne-ați pus la dispoziție aceste înregistrări. Da, cu siguranță vom mai continua a face acest lucru, atât timp cât vom fi în sprijinul oamenilor noștri și a poporului român.